pe 13-37, la 1 fix. Filmezi? Da, filmezi, Alex. BMW F10? UM Performance, uite, acurizare UM Performance, 2 litri, nu mă glumesc. Câte turbine? Câte cum? Câte turbine? Una singură. Fii atent care e situația. 3 noiembrie 1958, da? Corect? Din nou, frate, că zici că suntem blestemați. 10.03 tura asta, înțelegi? 3 noiembrie. Ne apucăm să scoatem motorul, să facem distribuția la bolidul ăsta. Acum pregătim din scule. Uite așa, țichi-țichi-ța. Păcând să-l desfacem frumos, să-l facem ca la carte. Și hai să vedem când îl gătăm. Nu? Corect, Alex. Că de-aia am arătat și ora. Ca să facem așa, direct intr-o outro în el, între ghilimele. Să înceapă direct în acțiune. Bun. Pe lângă asta, ce e acum? 3 noiembrie, da? Întrebăm oamenii de pe canal. Bine, că noi asta nu o să o punem în 3 noiembrie. Dacă vor să facem ca și anul trecut. Să mergem și ce, pe cine să ajutăm? Oamenii nevoiași. Oamenii nevoiași, băieți. Că anul trecut am făcut o chestie faină, zic eu, nu? Foarte faină. Am văzut acum când ai editat tu la video-ul de aniversar. Te vorbești, mă, când venea să mă duc seara, odată cu video-ul. Să mă duc să fac ceva, știi? Fain, n-ai ce să... A fost fain, nu? Să ne zică dacă să facem din nou același lucru ca anul trecut. Să lași un link eventual, să poate unii n-au văzut și vor să vadă din nou, știi? Atunci, noi ne apucăm de distribuția asta, agresivă, în timp ce povestim. Și hai că ne vedem cu motorul dat jos, nu? Da, Alex. Direct. Cinematic, nu? Da, așa, direct, cum îl dăm jos, cum îl pregătim de scoatere. 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 Biga. Uite ce fain, auzi cum curge anticelul aici, ascultă. Bă, ce fain e montat, bă, Alex. Uite ce fain e sudar acordul flexibil. Bă, aici, bă, Alex. Sudar acordul flexibil, dar are altă belea, nu știu. Bă, Alex, bă, aici. Ce belea are mașină? Ce? Face de pe fiul așa, face, sus, jos. Thomas! Hai să vedem. Eu, 10.40, da, e a doua zi. Am dat timpul înapoi. Gata. Bun. Ne apucăm să-l desfacem, să-i dăm drumul la ulei, să facem o pauză de o gură de suc. Nu ne grăbim încă. Da, sudura e faină tare, Alex. Da, mă, n-ai face ce mult să... Îmi place, nu, n-ai ce să faci, știi? Nu a fost făcută la proprietarul actual. Deci nu proprietarul actual a făcut. De unde a cumpărat-o el, știi? Da. Da, nu proprietarul. El săracul nou, el de-aia a și venit cu ea gena noi, ca să o facem bună, de? Nu să fie probleme. Cam asta e situation-ul.
Cum e sabur, uite, din cotul ăla. Uite, de aici. Cum e sabur? E pornit sau ce are? Yo, merge oare. Ai scos prea repede, pornit, ce? Yo, bă, iasă gaze din motor. Unde? Ia sabur. Eu am zis să mă scoatem așa repede, că ăsta nu s-a oprit, frate, motorul. Încă merge. Lasă, n-ai zis. Băi, ce motorul și acum am... Și-o mai apă pe instalație, motorină, cred. Pe injecție. Are compresie. Bă, lasă, mă, de... Bă, de o n-ai... E tăcit bulac, așa-i? Îți regușit. Mi-a mai revenit vocea de la... De la vlogul trecut mi-a mai revenit. Pentru ce n-am deloc. Vorbeai. Nu mă aveam grai. Autoplatformă. Uite-te cât e de întins întinzătorul și uite-te lanțul cum joacă, eu, eu, cum să fie. Nu faceți distribuția că nu trebuie făcută, mă, eu v-am tot spus, nu trebuie făcută. Alta tot că pleacă lanțul și vedem niște pisărite de la semn după aia. Nu trebuie, și asta e un mob distribuția. Serios, eu n-am eu treabă, face fiecare cum o vrea el, dar nu trebuie. În pădurea cu alune avea casa doi pitici. Vine pupăza și spune, țancă, unde ești, pleacă de aici. Cam cât e de sărită de la SM? Hai să vedem. Hai să vedem. Deci, sus, am blocat-o, e perfectă, da? Hai să vedem jos, dragule. Momentul jos. Aoleu, hai să vedem. Deci fii atent, pierdem și timpul acum. Aici așa ar trebui să fie blocatorul, da? Acolo? Da. Nu fii atent că trag cu mâna de-a. Uite-te un pic. Eu. Aoleu, și aici e... Atâta era sărită gen de la sărită, înțelegi? Și acum... Și acum... Trebuie să-i și dau drumul sus. Și după aia s-o însemne jos și după aia s-o facem. O să se miște aici, Alex. Cum? O să se miște când... Sunt cordate, sunt întinse lanțurile. N-are ce să se mai miște, că sunt întinse lanțurile de urea mama mea. Se mișca numai dacă era făcută la distribuție originală, nu-i făcută de nimeni, știi? A, nu, Alex. Dacă era făcută și nu era pusă bine la SM, sărea singur atunci, știi? Nu. Înțeles, Alex. Ai văzut? Distribuțiunele, în ce stare e? Stare reală, frățioare. De-aia s-a dus așa că a fost cum? Lanțul încordat, adică... Lanțurile largi, largi. S-au lărgit lanțurile, nu? Da, știi? Când se lărgește lanțul, îi dălea. Joacă, în patine. Pleacă, la joacă, mă. Joacă. Se joacă, e dezastru. Ceas elvețean. Ca un ceas elvețean. Taci pe Instagram. No. E bă, Alex, Instagramul tău, bă, Alex. Bă, Alex, nu ți-a jos brocoli, mă. Instagram plin de, de reel-uri frumoase. Vreau să ajung la 100 de mii pe Instagram anul ăsta care vine. Anul ăsta care vine. Bă, Alex, chiar, bă, dacă ajungi la 100 de mii, îți dă bifa gen fără să dai abonament. Bă, ăsta-i mersul pe Instagram. Da? Pe TikTok de ce nu ți-o dă? Și aia de... Și aia. De ce nu ți-o dă pe TikTok? Și ai 100 de mii. Ai văzut? Nu are nicio relevanță. E după cum se trezește un dilău din ăla de la ei de acolo. Din suport. Cred că de... Nu mă interesează asta. Am reach de la oamenii mei. Pe, cu mine acolo. Pe vibe. Cu comentarii, cu like-uri, cu share-uri, cu... Știi?
Tot pentru ei, nu-i pentru mine, că... Pus lanțul de iubire. Și-ai li-li-li-da. Hai, ce cald, Mimu, sunt căzit, Balex. Mă, ce bagă soba aia. Da, mă, dar lupte mai bine, mă, înțelegi? Trebuie în tricou, bă, Alex. Nu în tricou, nici aia, și aia e exagerare, după aceea, știi? Tu faci reglaje, vezi? Tu fac eu reglaje la cameră. Așa fac și eu, a? Aha. Reglaje la axe. El face și el reglaje. Da, mă, la cameră da, trebuie da, să da. Uită focus, bine, vezi, bine, eu. Da, da. E un manual focus. Hai, și râs, mă, Alex. Desfocusezi. Eu. În focus. Focus. Setări la sunet. 11.07. Și uite testarea la motor. Bă, deja ai dat lanțul din jos, bă, Alex. Și 11 ceas. Mai faci cu o distribuție, așa, Alex? Un M550D. Mai fac. Ciglerele, să fii. Un bloc de aluminiu. Toate găurile, ce? Trebuie să toate. Că altfel... Am mai văzut noi la vreo câteva fisuri, nu? Fisuri. Toate șuruburile, spălate. Spălate, crăpate, șterse. Știi bancul cu gumă, mă, frate? Care? Șterge-o. Mă, tare bancul, mă. Ce aici, mă? Stand-up comedy, Caterin? Ce e stand-up, Alex? Nu, frățioare. Nu? E înmormântare de... Citate, motivațional. Râs, tu râs, ciop de oală spartă. Când faci motorul omului. Râs, da, da, nu așa se face. Hai să vă văd de-aia în comentarii. Fii atent aici. Ăștia-s comentariile, dar tu faci un edit acum. Te-am văzut că te dai cu filetanta pe motorul omului și băgai șuruburi și... Mamă, ce făceai? Îi strici motorul. Nu dădeam cu filetanta motorul omului, doar desfăceam șuruburile care sunt strânse la 15 Nm cubul, iar filetanta mea nu strânge sau destrânge mai tare de 15 Nm cubul. Dacă era un motor umblat și făcut de altcineva, nici măcar nu le desfăcea filetanta și eu trebuia să trag tare de el. Da, da, că tu tot timpul găsești o explicație la ceva. Dă-i cu cadrul, că m-a enervat. Ai văzut cum a apărut ăla din comentarii, frățioare? Da. Rog, ai dat repede răspunsul, am avut vorbele la mine. Dar mai zi comentarii. Vor urma, nu ale. Le dăm pe toate, așa. Dacă le place la oameni, o să tot răspundem la comentarii. Gata, bă, Alex? Da. Bă. De ce nu răspunde camera mea? Bă, i-am dat, bă. Nu merge teama la cameră și merge la realitate. Un bătrân din SSD-ul, bă. Hai să moară. Ca și el cu piese. Bă, gata, pregătite tot. Or mai fost niște piese în plus la o mașină și numai la 2:30 am avut livrarea. Și de la 1:30 la 2:30 am stat cu Alex. Da? Și am stat. Am jucat tablă. Serios? Online. Nu, tablă online. Am făcut programări pe 2025, înțelegeți? Serios, când jucam așa, de la o tablă la alta. Îl vând și semeringul la fibrochen, altfel nu-l schimbă. Așa? Fii atent cât am sărit distribuția asta de la semn. Cu bună știință, voie și nesilit de nimeni. Doar silit de calitatea lucrării. Stai pe cameră, domnul Mariu, nu-i mai da stop, că nu prinzi cadrele. Eu tot atâta spun. Îl învârte. Vedem dacă se mai mere la semn. După ce l-am stricat. Bă, da, nebunești, bă. Dăm, la automat, pe loc. Vum, 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 vum. Pornește, bă. Îi dai spray, Alex. Hai să vedem. Deci... Eu nu-i dau spray, eu îl pornesc direct. Nu trebuie să te iei cald, l-am scos cald.
Hai să vedem. Cum se pune cala? Ia. Momentul. Oh my god. Și aici e jos, nu? No, jos, e blocat deja. Ia uite. Bă, cum intră, o. Oh my god. The engine is done. Next. De ce am învârtit motorul numai cu capacul ăla deasupra, așa? La mișto care -s. Ca să... nu se învârtă pompa de ulei. Să justităm la om înainte de orice. Și n-ai pus lanțul, așa-i? Nu, la acum pompă. Acum. Vezi? O să o asamblau, bă, Alex. Asamble? La machine? La machine. La machine? Pe invers ăsta? Pe dreapta. Cu volan pe dreapta. Strâns, montat, strâns. Luăm telefonul meu, facem o poză pentru cine? Pentru prietenul nostru, nu? Okay. Le vopsești? Le vopsesc, să, le, să se uște până vine Alex. Nu, că le vopsește, vezi Alex? Da, până vine Alex, le vopsesc. Îmi dă cu vopsea verde. Vopsesc. E Paștele. Paștele. Fain sună, sună tot la fain tare. Nu? Da. Este 12.04. Este să focalizez. 12.04. Uite, în ce stadiu suntem, la 12.04. Anul viitor, sau? Bă, nu 2024. E anul ăsta, ce? Nu, mă, la 3 noiembrie 2024, la 12.04. Ha? Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 un la matina, la partigiano. Mai bagă-mi una, mai bagă-mi una, că astăzi mă plictisesc de nu mai bagă una, punem performanță. Deși crede luna, te-am 2 ore gata, a fost gata. Parmigiano. Numai 2 ore de când ne-am apucat, să știi. Așa, 2 ore, te cunoști, nu? Another little wannabe gangster trying to play hard. Damn down, it is fitting they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. A venit momentul. A venit momentul să mâncăm. E gata. Parmigiano. Luăm și un pic de pauză să mâncăm o scoviargă. 10 minute, 15 minute, nu putem, nu, știi? O gogoașă. O scoviargă. Și merge brață. Ia uleiul cald în el. Nu, că e cald un pic, e cald blocul și bag uleiul să se grăbească în el, știi? Opa, bun, ca lumea, da. După cine uităm? După... Slipici, nu are, nu are, nu are. Nu te bobulam. Așa întreținută. Exact. Ca la carte. Rezolvăm. Inelul lui Arabella. Bușonul l-ai pus tu? Bușonul l-ai pus tu jos? Nu, să nu-l bag pe aici și după asta luăm după aia de pe jos cu șireturile. O pus, domnul Inelul lui Arabella. Băgăm un pic de ulei și pe aici. Înțelegi? Un pic de ulei și pe aici. Arabella, curat, nou. E nume fain, Arabella. Da. Inelul lui Arabella. Bun. Îl dăm un pic și pe filtru, că nu-i place la motor să fie filtru uscat, știi? O-ring, frumos, țac, 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 țac. Ungem o-ring-ul. Și acum, punem tot la loc, la gata. Bun, atât. Deci
cât intră, Alex? 5200, 5500 cu distribuția schimbată, curată. Perfect. Păi fără mânuși să nu-l mulgărim. E curat. 12.55, am luat pauză, am mâncat. Deci am luat pauză și am mâncat, se vede ora, nu? 3 noiembrie 12.55. Acum îl ridic, am dat cu mocul, am curățat, că se mai face, vrei, nu vrei, un pic de ceva. Și acum îl băgăm sus. Băgăm la locul lor și vedem acum finalul, nu? Și 4. La cât e la cât e la când l-am pus? Când ai zis că l-am pus? 12 fix. 12. Bă, 1 fix. Bine, am mâncat jumătate de oră. Dar nu, mă repet de când ai zis că îl montăm. Da. Și acum dai și imediat o pornim. Start, hai! Papacul acum la motor cu pic de aer. Bun. Ceasul, Alex. Deci, dragii mei, este 13... Oh, stai, nu, scuze. Sorry, mate. 13.37, la 1 fix ne-am apucat să băgăm motorul sus. Da. Să-l băgăm de mașină? Da, la 1 fix. 40 de minute l-am pus, 35 de minute l-am pus, 40 l-am dat. Da, ceva de genul ăsta. Cald, l-am dat cald, l-am pus cald. Ne-am apucat la ora 10 fix, a văzut pe telefon. Mașina acum se resetează servisurile, se face o diagnoză și se merge cu ea la cosmetizat compartimentul motor, deci încă 20 de minute, să zici, din întreaga operațiune. Am și mâncat, aproximativ 40 de minute, deci în mod normal ar fi fost gata la 1 fix sau 12.50-11. Noi suntem la Hashtag Procoding și vă arătăm cum să faceți o distribuție în prima jumătate a zilei și de la a doua parte, din a doua parte a zilei, adică de la ora 2, mai facem și multe alte cele, că nu ne oprim, noi nu am oprit la mașina asta astăzi. Și este vineri. Mai avem M50D, mai avem de lucru astăzi ca lumea, motoare, distribuții și alte cele. Așteptăm mașini pe platformă, facem programări, facem lucrurile ca la carte. Până una alta, dacă v-a plăcut chestia cu haterii, ne scrieți că mai facem și în viitor. Doi la mână, nu uitați să ne scrieți acolo în comentarii dacă vă place ceea ce am făcut anul trecut de Crăciun și dacă vreți să facem din nou și anul acesta și să începem strângerile de la 1 decembrie până în 20 să punem stop și în ultimele 3 zile până în ziua de Crăciun, până în 24 de fapt, să facem ce am făcut, pac, plase, multe, mașini, mers, așa mai departe. Nu uitați să dați acolo follow, like, comment, share, subscribe pe @alexdomnaniu pe Instagram, @alexdomnaniu, @alexdomnaniu pe TikTok, pe YouTube, bineînțeles. Dați un share și la prietenii voștri care mai au BMW-uri să vadă și ei ce înseamnă. Și ce să zic, peace, big out și toate bune la hateri și la toată lumea. Big out. Ia să vedem metre șasele, Alex. Metre șasele, mă?